Primul proiect de anvergură care vizează zona centrală a municipiului Târgoviște, reabilitarea și modernizarea pieței Mihai Viteazul, a debutat. Lucrările se vor executa pe o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați și vizează amenajarea spațiului public urban al pieței prin crearea unui ansamblu unitar adecvat unei zone pietonale cu locuri pentru odihnă, socializare, refacerea și extinderea sistemului de iluminat și restaurarea elementelor decorative. Cu privire la celelalte investiții care se derulează la nivelul municipiului Târgoviște în aceste zile, aș menționa debutul lucrărilor în piața Mihai Viteazu, iarăși o investiție foarte importantă pentru municipiul Târgoviște. Practic, zona centrală a municipiului Târgoviște începe să fie reabilitată. Primul proiect este acesta, după aceea, în funcție de fondurile pe care le vom atrage, fie pe fonduri europene, fie prin administrația fondului pentru mediu, vom intra în Parcul Mitropoliei și după aceea în Piața Tricolorului. Din păcate, până la acest moment, la Piața Tricolorului n-am identificat o sursă de finanțare din fonduri nerambursabile. Dacă nu vom identifica după apariția ghidurilor finale pentru POR, vom intra pe fonduri de la bugetul local pentru a finaliza și acel obiectiv de investiții foarte important pentru municipiul Târgoviște. Se lucrează și în cartierul Matei Voievod. Lucrările probabil vor fi finalizate în două luni jumătate. Urmează de asemenea să evaluăm ofertele și pentru Priseaca. De asemenea, vrem să intrăm acest an și în Priseaca. Cei 3 km de drum pe care îi facem în colaborare cu Consiliul Județean, urmând ca pentru diferența de străzi din cartierul Priseaca să accesăm un proiect pe ordonanța numărul 28. De asemenea, sunt celelalte loturi de străzi care urmează să fie scoase la licitație publică în perioada următoare. În total, cartierul Matei Voievod 3 km plus cei 7 km de drum pe celelalte proiecte de reabilitarea infrastructurii din municipiul Târgoviște. La acestea se adaugă aproximativ 3 km în cartierul Priseaca, deci targetul nostru pentru acest an, cam acesta ar fi 13 km de drum, pe fonduri de la bugetul local. Încercăm să pornim lucrările pe toate cele 5 loturi de străzi pe care le avem în pregătire în momentul de față. Pe lotul 3, cartierul Matei Voievod, deja lucrările sunt în derulare și merg foarte bine. Primarul Cristian Stan a spus că după finalizarea acestui proiect, în funcție de finanțările pe care urmează să le acceseze și de disponibilitățile bugetare proprii, vor fi realizate lucrări de modernizare a parcului din vecinătatea Catedralei Mitropolitane și a pieței Tricolorului.